Reului Dinamo începe partida cu Emilian Doha, Adrian Scarlatache, Lucian Goian, Cosmin Moții, Cristi Pulhac, Gad Petre a respins și el, Boștină trimite către Andrei Cristea, cel care reumiteze foarte bună în duel cu Stelios Parpas, cipriotul aflat la al doilea meci ca titular la Steaua. Andrei Cristea centrează în fața porții, balonul ajunge la Pulhac, să vedem centrarea lui Pulhac pentru Andrei Cristea și mare ocazie pentru Dinamo. Șansă uluitoare pentru Andrei Cristea, o greșeală imensă a lui Pleșan, șansă de contraatac pentru Dinamo în fața golului și ocazie imensă pentru Dinamo, a doua șansă uluitoare pentru echipa lui Cornel Țănar. Marius Alexe în clasicul României, grijile fanilor Sfelei și probabil și ale conducătorilor și tehnicienilor Sfelei se său Cornel Țănar, dar și de fanii lui Dinamo. Încă o fază periculoasă la poarta Stelei, Alexe și ocazie din nou mare pentru Dinamo. La aceste acțiuni, la aceste pase, iată cât de rigidă, cât de imobilă este apărarea Stelei și rapidul Alexe a avut din nou o șansă imensă, dar a mingea la atacantul grec, spunea că se află în cea mai bună perioadă a carierei sale în România, o centrare, iese Dolha cu siguranță și reține. L-au întărit foarte mult încurajările fanilor după meciul cu CFR-ul, pasă pentru Marius Niculae în careu, capitanul lui Dinamo trimite pentru Boștină, este ocazie mare pentru Dinamo, a fost un hands, cred, al aceluiași Marius Niculae, încă o șansă incredibilă la poarta Stelei. Da, cred că a fost offside lui Țălnar, iată, nu se poate vorbi de offside, este o eroare făcută, cred, de asistent, de Cristian Nica. Andrei Cristea atacat de Mihăiță Pleșan. Continuă Andrei Cristea, un lung de linie pentru Gabi Torje. Torje centrează în careu, mingea ajunge la Marius Niculae, nu cred că a fost Boștină. 20. Boștină este cel care bate lovitura liberă. Un pasator excelent, Gabi Boștină, o prelungire și este 1-0 pentru Dinamo! 1-0 pentru Dinamo! Cel care reușește să deschide scorul este Marius Alexe, aflat la a doua reușită din acest sezon pentru Dinamo și a patra per total în actualul sezon al Ligii I, după cele două reușite ale sale în tricoul formației Astra Ploiești. Marius Alexe, iată, a treia încercare a fost și norocoasă pentru el, a avut două mari ocazii, le-a ratat, acum a înscris pentru Dinamo, iar albroșii conduc în minutul 40 al clasei. Alexe, jucătorul care a învins de unul singur rapidul atunci când evolua la Astra cu o dublă de senzație, apoi a venit la Dinamo la insistențele lui Dario Bonetti și acum, iată, Marius Alexe dă lovitura în Ștefan cel Mare, Dinamo Steaua 1-0, Zapata a învins, defensiva Stelei este în cele din urmă bătută. A fost semnale de alarmă în statul acestei parare a lui Torje, respinge Capetanos în postură de libero în aceste faze fixe. Rămâne Dinamo în atac, șut periculos și Zapata respinge. Recuperează Usman Îndoi, o pasă pentru Andrei Cristea și să vedem ce decizie va lua Alexandru Tudor. Are cartonașul roșu și într-adevăr eliminare. Pavel Golanski este cel eliminat de Alexandru Tudor. 6 Steaua este în inferioritate numerică, roșu direct pentru Pavel Golanski. Iată faultul făcut de polonez asupra lui Andrei Cristea, care scăpase singur spre poarta lui Robinson. În ultimele 25 de minute, lovitura liberă bătută în zid de Torje, balonul rămâne însă în favoarea gazdelor. Usman Îndoi, un șut fantastic cu stângul de la Torje, un alt Gabriel Boștină bate această lovitură liberă, respinge însă defensiva Stelei, un șut periculos, însă prinde Zapata. Dar la tache. Un balon trimis într-o zonă în care se afla doar Ovidiu Petre, jucătorul Stelei, o pasă riscată înapoi și 2-0 pentru Dinamo! Gol Andrei Cristea! Al nouălea gol în acest sezon pentru Andrei Cristea! În urmă cu 6 ani marca aici pentru Steaua și aducea o victorie imensă, ultima a Stelei în Ștefan cel Mare, acum consfințește un nou succes al lui Dinamo! 2-0 în derby de România! Dinamo este acum la doar 2 puncte în urma liderului CFR.
mare și reintră cu șanse imense, lupta pentru titlu. Golul este al lui Andrei Crista, dar la fel ca și etapa trec, gafă, aș spune, mai mare făcută de Zapata. Iată ratarea degajarea ratată a lui Robinson Zapata și felul în care a finalizat Andrei Crista. Incredibil, totul a plecat de la pasa riscantă, primisă înapoi de Baciu. Robinson Zapata, păcălit probabil și de gazon, însă nu cred că este o scuză. Face încă o gafă monumentală. Iată momentul în care mingea a sărit înainte de a fi înainte de a ajunge la Robinson Zapata. Andrei Cristea a profitat, iar Dinamo conduce pe Steaua cu 2-0. Incredibilă gafa lui Zapata. Tristă pentru că Steaua pierde în derby de România. Un nou contraatac al lui Dinamo, cere mingea. Andrei Cristea este însă în offside. Întârzie dinamoviștii această fază pentru că era offside la Tristea. Rămâne în atac Bratu și aproape de 3-0 din nou Dinamo. De această dată Zapata a intervenit bine propriu în derbiurile cu Steaua. Vedem încă o dată centrarea pentru Andrei.